Bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Sperăm să fie acest episod o nouă întâlnire în care să descoperiți dragostea lui Dumnezeu într-un mod nou și inedit. Alături de mine este Daniela Stoica, bun revenit! Bine te-am regăsit, Cristina! Pentru cei care nu ați urmărit episodul trecut, Daniela este o fată care s-a născut în mod providențial dintr-un cuplu în vârstă, 65 de ani tatăl ei, 50 mama ei, după doar 2 ani mama ei moare de leucemie, dar se naște într-un mod anunțat de Dumnezeu, care spune că a săpat-o pe palmele sale, crește ocrotită de sora ei, dar la vârsta adolescenței își a rămas bun de la Dumnezeu și pleacă în lume. Această perioadă a durat 15 ani în care a gustat lumea, viol, traumă, despărțire, durere, lucruri care i-au umplut sufletul de amărăciune și întristare, însă povestea ei nu se încheie pe acesta. Daniela, hai să o relevăm. Te-ai căsătorit cu un bărbat care era agresiv, te lovea, te bătea și totuși ai ales, în ciuda faptului că el te-a avertizat că îți va fi infidel și că acesta este felul lui de a fi, ai ales totuși să te căsătorești cu el. Ce-a fost în mintea ta? Eu nu încurajez pe nimeni să facă ce ai făcut tu. Ce-am făcut eu. Așa. Pentru că nu e ușor. Nu e ușor. Nu e ușor, e expresia dulce. Dulce. Cuvântul e un iad. E un iad, exact. Dar eu așa am simțit. Eu prin toți porii mei am simțit că eu cu acest bărbat voi trece la Domnul, ca să zic așa, că nu știu, voi îmbătrâni, ce se va întâmpla pe parcurs. Dar eu așa am simțit că până la finalul vieții mele, acest bărbat va fi soțul meu. Și atunci, sigur că dacă așa am simțit, eu am putut să iert totul. A fost o decizie pe care ai luat-o și în virtutea căreia ai mers mai departe. Sigur că da, sigur. Mă interesează Dumnezeu unde e în povestea asta. Unde l-ai inclus, unde a apărut și a intervenit. Da, după ce noi ne-am căsătorit, am avut deja băiețelul, avea un an jumate. În 2001, Dumnezeu îl prinde la colț pe soțul meu într-o grea problemă, de unde nu avea cum să scape decât printr-o intervenție miraculoasă, da? Era acuzat că a fost director într-o instituție și mi s-au pus niște motive grave că ar fi încălcat legea și s-a trezit în arest. Era adevărat? Din cauza sărăciei și a dorinței de a ne aduce nouă acasă, a acceptat să semneze ceea ce patronii respectivi îi puneau să facă. Adică n-a avut puterea să refuze. Am înțeles. Lucrul acesta. Și a făcut, da. Ei, nu avea cum să scape de acolo și știu că în arestul acela, mi-a povestit, a stat 24 de ore, atâta e arestul, s-a trezit singur, l-a recunoscut pe Dumnezeu ca puternic, l-a chemat, i-a spus că dacă îl scapă de aici într-un mod miraculos, că doar așa s-ar fi putut, el se întoarce la Dumnezeu, adică îl caută. Voi și până atunci ați avut ceva discuții despre Dumnezeu? Aveați ceva? El știa că eu provin dintr-o familie creștină, el ura creștinii evanghelici, ne înjura, ne vorbea urât și familiei mele, vă dați seama, foarte greu, foarte greu a fost. Ce-ai trecut, Daniela? Da, da. Copilul meu, de exemplu, Armando, fiul nostru, după ce l-am născut, când a fost perioada de a-l duce și a-l închina Domnului în binecuvântare, el mi-a spus, dacă te duci și binecuvintezi copilul, îți scot ochii. Te omor. Ceva o să se întâmple cu tine, ai să vezi. Și cum el tot pleca, într-o duminică, când era binecuvântare, eu eram singură cu copilul, l-am luat și l-am dus la binecuvântare. Și ai rămas cu ochii în cap. Făcusem poza și am ținut-o ascunsă până s-a întors la Dumnezeu. Și abia atunci am scos-o. Să ne întoarcem în arest. Exact. Ca să-i demonstreze Domnului că el o să facă lucrul ăsta, a rupt pachetul de țigări, era foarte legat de fumat, fuma 2-3 pachete de Marlboro pe zi. Atât de agitat era, atât de tulburat era tot timpul. Și i-a spus, uite, ca să-ți arăt că fac primul pas, arunc țigările. Au venit procurorii la un moment dat, știu că eu eram prezent acolo, nu s-a găsit nicio dovadă, nu s-au mai găsit dovezile, nu s-au mai găsit. Luați-l și plecați acasă. Și am plecat acasă. Uimiți că numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Sigur, au fost niște lucruri care s-au întâmplat, dar nu știam ce s-a întâmplat.
Și am plecat să-L căutăm pe Dumnezeu. Am plecat la mănăstire la Shag, că El nu vroia la evanghelici, El nu vroia unde era familia mea. Am plecat la catedrală, căuta pe cineva să-i explice cum să-L găsească pe Dumnezeu. Era un om care îl căuta pe Dumnezeu din toată inima și avea nevoie de cineva care să-i explice cum să facă lucrurile acesta. Și n-a găsit, că era ocupat, să lăsăm bilețele, că o să se roage pentru noi. Nu l-a satisfăcut, nu i-a satisfăcut sufletul. Și la un moment dat i-am spus, uite, hai să mergem în alte părți, du-mă în altă parte, du-mă în genul vostru. Am fost într-o altă biserică, am intrat înăuntru, odată s-o făcut roșu și au zis, nu aici, nu aici. Era deja ceasul către 5-6, venea lumea spre biserică în duminica respectivă. Am plecat din biserica aceea cu fără speranța că vom găsi și mă rugam, Doamne, să ne conduci așa unde vrei Tu, în biserica în care vrei Tu, adică să facem totul în planul Tău, în voia Ta sfântă și curată. Interesant, Daniela, că Tu te rugai în mod continuu, deși da, eu tot încă inima Ta nu era predată. Da, da, da. Hai să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Nu știu, așa am simțit toată viața. Am avut întotdeauna o colaborare, doar că nu-L cunoșteam, nu-i auzeam răspunsurile, nu vedeam, n-aveam lumina să văd că El a fost cu mine, că El din câte m-a salvat. Abia după aceea am făcut conexiune, da, lucrurile conexiune, să leagă. Sigur că da. Da. Bun, și ați ajuns într-o altă biserică. Într-o altă biserică din Timișoara, evanghelică, și l-am pus pe primul scaun, era orchestră, cor, sus, fanfară, amvon, și zic să nu vadă pe nimeni, alte persoane în fața lui, ci doar amvonul, să poată să fie atent. Și a plâns toate cele două ore, în mod continuu, se zguduia scaunul cu el, un om de 110 kg, așa, îmbrăcat la costum, înalt, masiv, cu cravată la gât, adică noi ne-am îmbrăcat frumos să mergem să-L căutăm pe Dumnezeu. Și doar șervețele îi dădeam și mă rugam și spuneam, lucrează, Doamne, Doamne, convinge-l, arată-i, fă să te cunoască și să pornim o viață nouă cu Tine. Interesant, nu te rugai pentru tine ca întoarcerea ta să fie reală, te rugai pentru el. Da. De multe ori ascultăm predici pentru cei de lângă noi și găsim soluții pentru pocăința lor, mai puțin pentru a noastră. Nu știu, îmi dau seama că toată viața am fost focalizată pe omul acesta. Mm-hmm. El spune și acum mărturisește și spune, Tu ai fost pentru mine mieluțul de jertfă. Viața ta, Dumnezeu te-a trimis și mi-ai închinat-o în colaborare cu Dumnezeu, mie, întoarcerii mele, ca eu să-L pot cunoaște pe Dumnezeu. Seara aceea a fost o seară, sau dimineața, nu știu ce a fost, seară de referință pentru voi. Da, a luat decizia la final, eu de aici nu mai plec din biserica asta, acum m-am întâlnit cu Dumnezeu, acum L-am găsit pe Dumnezeu, tot sacii, toate poverile lor lui de pe spate au fost luate de Domnul și a fost un om liber, fericit, încântat și a întrebat când e botezul. Era în 17 iunie 2001, botez, noi eram undeva în aprilie, ceva de genul. Și iată, anul acesta avem 18 ani, am făcut majoratul și Dumnezeu are mari lucrări în care ne-a introdus. V-ați botezat împreună? Ne-am botezat împreună în 17 iunie 2001. A schimbat lucrul acesta ceva în tine, în relația voastră? Fundamental, fundamental. Ce? Pot să pun un zid de despărțire. Un zid de despărțire între viața pe care am trăit-o anterior botezului și viața pe care am trăit-o în momentul în care am ieșit din apă. Eu, cel puțin, am simțit că sunt curată, că toate păcatele mele au fost spălate, că am primit haină albă de mireasă, fără pată, fără zbârcitură și pe care s-o păstrez curată. Am avut puterea asupra păcatului, nu că noi nu mai facem păcate, noi putem să nu le facem. E un pic diferit. Mm-hmm. Aud oameni, voi nu faceți păcate, voi... Nu, noi putem să nu le facem. Avem putere să nu facem lucrul acesta. Avem putere să gândim dacă facem ceva sau nu. Ce s-a întâmplat cu agresivitatea și cu infidelitatea Totul lui? A fost șters. Totul a fost șters. Nu a mai putut să mai ridice mâna la mine. Mergeam la rugăciuni, mergeam la cercuri de rugăciune și Dumnezeu ne vorbea acolo în mod profetic, așa cum scrie în Scriptură, în Corinteni. Am găsit oameni prin care Dumnezeu ne vorbea și a zis, odată, țin minte, a zis așa sora respectivă, fică, și-ți promit eu, Dumnezeu, că mâna celui de lângă tine niciodată nu se va mai ridica asupra ta, pentru că eu, Dumnezeu, poruncesc asta. Știu că a venit după
timp de luni de zile a venit din oraș, m-a chemat jos, era în mașină și era foarte tulburat, nu știu ce discutase în oraș cu cineva, și a ridicat așa mâna la mine, cum stătea la volan eu în dreapta lui, a ridicat așa mâna la mine să mă lovească și eu nu m-am speriat. Eu nu m-am speriat, pentru că mie, dacă Dumnezeu mi-a zis că nu mă mai lovește, păi eu am crezut că nu mă mai lovește. Și m-am uitat așa la mâna lui, adică efectiv nu m-am speriat. Sunt uimită și acum când îmi amintesc gestul respectiv. M-am uitat așa la mâna lui și am zis, Doamne, tu ridici mâna la mine? Dar zic, cum? Și zice, dar nu pot să te lovesc pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Și a lăsat mâna jos. Așa a lucrat Dumnezeu în viața mea. Eu am ales să rămân. Și pe urmă el mi-a arătat ce se petrece, ce poate să facă pentru mine. Tot timpul am căutat și am colaborat cu el. Nu știu ce înseamnă să treacă cineva care nu colaborează cu Dumnezeu. Adică nu știu. Nu știu, pentru că eu tot timpul am colaborat. Nu știu, e greu. Renunți, pleci, sigur că da, nu poți să stai. Pentru că nu poți să stai. Nu poți. E prea mult. E prea greu. Nu suporți, e toxic. Te intoxică. Mori. Mori pe dinăuntru și mori și pe din afară. După 15 ani departe de Dumnezeu, te întorci acasă. Întoarcerea ta acasă a declanșat o schimbare majoră în mariajul tău, majoră. În viața ta personală. Ți-ai luat credința în serios din momentul acela? Da, din momentul acela în serios. Și am zis în seara aceea, îmi amintesc ca acum, am zis, Doamne, m-am dus acasă, am culcat băiețelul, eram singură cu el în cameră. Și m-am rugat și am zis, Tată, eu nu vreau să fiu așa un creștin de duminică, care să merg doar și să stau pe un scaun în biserică, vreau să-mi arăt slava Ta, vreau să-mi arăt ce putere ai Tu, eu vreau să Te cunosc tare de tot, Te rog, intră în viața mea cu putere, îți dau voie să faci minuni în viața mea, știu ce înseamnă minune când omul nu mai are niciun cuvânt de zis acolo, îmi asum tot ce-ți cer, mă predau ție în totalitate, trăiește tu și arată-mi cine ești, că vreau interesant să te cunosc. Interesant că Iisus lui Dumnezeu îți dau voie în condiții în care El voie. E suveran și poate să facă tot ce vrea, dar în cazul acesta avea consimțământul tău. Exact, cumva. Și a făcut. La o lună după ce ne-am botezat, fiul nostru a avut o temperatură, nu-i scade temperatură, se sesizează medicul că e problemă și zice, trebuie să faci niște analize de sânge. Le-am făcut pe palierul unui spital, m-am dus expres la colegele mele să nu se întâmple ceva. Ești cu analizele. De eu sunt asistentă medicală, da. Să nu se întâmple ceva cu analizele, aveam obsesia asta să nu mi încurce, să văd ce se întâmplă, da? Ceea ce anterior nu am avut niciodată probleme de genul ăsta. Și Doamne, zice, dar nu o să se întâmple, adică analizele Tale o să fie a copilului, totul stai liniștită, bine. Vin cu rezultatul și îmi spun, trebuie să stai jos. Dar eu nu trebuie să stau jos, pentru că eu eram plină de putere din momentul în care am ieșit din apa botezului și mă urmărea și era în mine și o simțeam acea putere în fiecare clipă a vieții mele de acolo încolo. Și am zis, nu trebuie să stau jos, am trecut prin atâtea în viața mea, spune-mi, draga mea, cei. Uite, copilul are leucemie. Este grav, am vorbit deja cu doamna doctor, trebuie să începi citostaticele. Și am zis, draga mea, te rog, spune-mi, se vindecă? Îmi promiți că dacă eu fac asta, se vindecă? Păi nu, zice, dar trebuie să încercăm. Vai, zic, dar cum să fac? Nu pot, înțelege-mă că nu pot. M-am dus acasă, m-am rugat la Dumnezeu, îl cunoșteam deja, îl povesteam altfel, îmi răspundea și am zis, Tată, e așa de grav, copilul meu are leucemie și e pe moarte, ca idee, va merge spre asta. Dar eu îl pun în mâna Ta și înțelege-mă, nu pot să mă duc să-l văd chinuit acolo, în tratamentele respective, nu pot. Și știi ce te rog? Dacă Tu mi l-ai dat, tu-l ții, tu-l iei, tu-l lași, tu-l poți vindeca, mă poți conduce să-l rezolv în alte feluri, cu alte medicații, cu alte lucruri. Dar zic, vreau să dorm liniștită. Și așa a făcut. Vreau să vă spun că am dormit liniștită și efectiv, nu se agrava nimic. Nu se agrava. I-a trecut febra, temperatura, m-am dus la doamna doctor, totul mergea spre bine. Am ajuns să uit că fiul meu, deci am ajuns să uit. Atâta pace, atâta liniște poate să pună Dumnezeu în inima
cui se încrede. Daniela, diagnosticul era real, era confirmat de un specialist? Da, da. Da, sigur că da. Există documente care pot să ateste acest lucru? Sigur, eu le pot căuta documentele. Deci diagnosticul a fost real, copilul tău a fost diagnosticat cu leucemie într-un stadiu avansat, atât de avansat încât trebuia citostaticele nu garantau regresia bolii. Nu. În aceste condiții tu ai ales ca mamă, ai plâns, ți-ai dat cu capul de pereți? Nu. El a mai avut o tumoră pe creier la 4 luni. Când eu nu eram credincioasă Domnului, nu-l cunoșteam așa ca acum. Și atunci, la 4 luni, când mi-au spus că are tumoră pe creier și mi l-au dat acasă, efectiv de la spital, că moare, am plâns. A fost foarte dureros, a fost un chin sufletesc. E normal, e o inimă de mamă. Da, sigur că da. Și efectiv, atunci, iarăși, nu se putea face nimic, nici atunci. Și tot așa, dar atunci nu dormeam, atunci era greu și așteptam să văd ce se întâmplă. Doar că nu s-a întâmplat nimic. Deci nu se mai întâmpla nimic. Și a ajuns la 2 ani, am depistat că are leucemie și a fost o mare schimbare între... Atitudinea a fost diferită. Diferită, total. Ai avut pace? Pace, liniște, o bucurie a încrederii, o bucurie a încrederii în Dumnezeu. Mă uitam la evidențe, știam că e scris, că e, dar nu eram tristă, nu eram tristă. Îmi dădeam seama că sunt până în la urmă, încercare. Faptul că boala a regresat a fost confirmată de niște analize, de un medic? Da, s-au confirmat. Vreau să vă spun că nu am vrut nici să mi se infirme, nici să mi se confirme imediat în perioada următoare. Știu că a avut 6 ani și dacă își amintesc oamenii care ne ascultă, de la guvern au fost date niște taloane cu care puteam să mergem fiecare și ne făceam analizele gratuite. A fost un an atunci și i-am făcut analizele și lui, da? Toate analizele au fost deosebite. După 4 ani de la depistarea leucemiei. Da, el avea 6 ani. Acum, mama ta deja murise de leucemie, tu știai ce înseamnă un astfel de diagnostic. Da. Chiar dacă și ai sunt fost cadru mică, medical. Ești cadru medical, ai văzut ochii tăi. Da. Nu există nicio explicație medicală și nici logică. Nu există. Nu există. Dumnezeu așa a hotărât să lucreze în viața mea. Zilele astea au fost scrise și eu am călcat în ele. Eu despre asta spun ce am trăit. Nu a trecut mult timp. La 6 ani urma să-și pună ghiozdănelul în spate într-o lună de zile. Am plecat în concediu și pe drumul național de Lugoș-Deva, da? Brâznic și nu mai știu, se cheamă cumva localitățile respective, ne-am dat jos să meargă la baie și nu era amenajat, bineînțeles. Eu am trecut șoseaua dincolo, a intrat cu el în mașină soțul meu și cine mai era cu noi, dar era portbagajul deschis fiind un combi și a reușit să sară prin portbagaj și a venit spre mine. Trecând șoseaua națională cu mașini, tiruri și tot ce umbla pe acolo și vreau să vă spun că am privit cu ochii mei cum copilul vine spre mine, cum dinspre Deva, cu peste 100 de kilometri la oră, normalitatea mersului pe o șosea națională, fiecare om merge cum dorește, cum poate, cum apasă pe accelerație, cum îi vede el lucrurile, așa venise tare mașina respectivă, l-a spulberat din fața ochilor mei, eu privindu-l cum aleargă spre mine bucuros că mă vede și vrea la mama, am văzut cum metri în sus a zburat, mașina deja era departe, cum șlăpiorii i-au zburat din picioare, cum se întoarce așa cu capul în jos să cadă. Bine, mie mi s-a oprit un pic, adică eu vedeam în reluare toate lucrurile, parcă s-a oprit totul în loc și vedeam tot ce se petrece. Și am pus mâna la ochi, n-am mai putut să-l văd și cum cade în cap și ce se mai întâmplă. Am pus mâinile la ochi și am strigat odată și am zis, nu se poate, mi-a murit copilul, ce mă fac? Și când am deschis ochii și am luat mâinile, l-am căutat și nu era. Atât de mult l-a spulberat, atât de mult l-a învârtit și l-a dus, că noi nu l-am mai găsit. Și în secunda 2, cu chinurile sufletești imediate de mamă care își pierde copilul, da, le-am identificat, m-am văzut că mă arunc în fața tirului, m-am văzut că mă tăvălesc pe jos, vedeam în imaginile inimii mele ce gândesc și am zis nu, eu nu mă pot purta așa, nu vreau.
Și am ridicat ochii spre cer, fără să plâng, eu nu plângeam. Doar stăteam și vedeam ce mi se... stăteam și mă gândeam, vedeam ce mi se întâmplă. Și am ridicat ochii spre cer și am zis, Doamne, ce să fac? Și am văzut. Am avut o vedenie în care o mână din cer albă, cu o haină albă strălucitoare, s-a întins spre mine. Și am auzit un glas care a spus, tu prinde-te de mine. Și în momentul în care eu am ridicat mâna la propriu, pentru că eu o vedeam, da, am ridicat mâna la propriu și m-am prins de acea mână, din el s-a scurs pace. Din el s-a scurs bucuria în încercări, care e scrisă în Iacov. Bucurați-vă când treceți prin felurite încercări. Acum, când copilul meu a fost pulberat în fața ochilor mei de o mașină, Domnul nu spune că atunci da, atunci nu. Eu aia am primit atunci, când am spus eu nu vreau așa. Ce mă fac, tată? Și el s-a întins spre mine și mi-a dat totul. Eu așa am dus totul. Eu așa am dus totul în viața mea. Eu pe el îl onorez. Eu pe el îl... Ți-ai găsit copilul unde? L-a găsit soțul meu și cu familia cu care eram, cu prietenul lui. El a venit la mine și mi-a spus, Dana, Armando, așa vorbeam cu el, Armando? Sigur, a murit. E așa de gravă situația că mi-a murit copilul. Vreau să trec dincolo, așa vorbeam, și să stau să mă rog, să stau cu Domnul. Du-te și caută-l, spălați-l, puneți-l în sicriu, aranjați-l. Numai atunci să mă chemați, că nu pot să vin să-l văd, nu știu cum arată. Am trecut drumul dincolo, am ridicat mâinile spre cer și am zis, Doamne, eu știu că Tu ești aici. Pentru că noi când am plecat de acasă Te-am chemat. Tu nu ne păcălești pe noi, cei care Te cheamă. Nu înțeleg de ce a trebuit să moară astăzi copilașul meu, nu înțeleg. Dar vreau să-ți spun că sufletul meu e bine și îți mulțumesc pentru tot ce faci tu pentru mine, tată. Și vreau să-ți promit acum, când copilul meu e mort acolo, că toată viața mea voi merge mai departe și am să te laud că tu mă mângâi, că tu ești tatăl nostru în încercări, mângâietorul nostru și puterea noastră. Ai avut puterea să te rogi asta? Da, da. Îți promit, i-am spus, îți promit. Am început să-i cânt, cântam. Ei ajunseseră, m-au strigat la un moment dat în timp ce eu cântam, când oceanele cumplit vuiesc, Doamne, dă-mi puteri să biruiesc, asta cântam. Da, cântam. Și mă strigase și a zis, Dana, horcăie, respiră. Și în adorarea mea, cum stăteam așa cu mâinile spre cer, am zis, Doamne, e viu. Păi da, nu a murit. Și am auzit același glas care mi-a zis, prinde-te de mine, vezi, fac minune pentru tine. Ai să vezi ce fac eu pentru tine. Nu rămâne scaun cu rotile. Nu va rămâne cu handicap mental. Va învăța foarte bine la școală. A terminat liceul cu o singură medie de 9. 9, 90 și cât se adună. Așa, e la facultate anul întâi. Dumnezeu a făcut minune pentru mine. Oasele craniului, așa ne-au spus de la spital, că imediat trebuie operat pe creier. Oasele craniului au fost fărâmate, coastele, hemotorax, băgate în plămâni, nu m-au primit în spitalul de la Deva, medicul neurochirurg care automat trebuia să fie pus pe masă și operat, era în concediu și așa nu m-au primit, pentru că trebuia făcut acea operație pe care i-au identificat-o ca fiind de urgență. Nu mi-au dat șanse de supraviețuire, dar trebuiau să înceapă ceva. Da? Dumnezeu a făcut că a fost în concediu. Nu s-a putut apuca de el atunci. De la Deva și până la Timișoara, Dumnezeu mi-a vindecat copilul pe deplin. Toate oasele din el au fost puse la loc. Doctorii nu au pus mâna pe copilul meu. Există acte medicale care confirmă lucrurile da, acestea? Da, sigur. Radiografii? Trebuie să le caut. Sunt la spitale. Okay, vreau să vă spun că eu nu mă uitam la evidență. Eu știam, auzeam să vină smurd, să plece repede. E foarte grav. Adică eu nu citeam. Credeți că eu mă puneam... În starea nu m-am de pus înțeles, să citesc. Absolut. Și vreau să înțelegeți cam cum trăiesc eu. Eu nu mă uit la evidențe. Pe mine nu mă interesează ce scrie. Eu vin cu toate lucrurile pe care le aud și sunt scrise. Vin înaintea lui Dumnezeu, la tronul lui, la biroul lui și stăm de vorbă acolo. Ce să facem în continuare? Pe mine asta mă însuflețește. Eu așa trăiesc. Copilul tău la Timișoara a ajuns la spital, a fost investigat, iar starea lui de sănătate era bună. Era de la comă de gradul 3,
La comă de gradul 1. Vreau să vă spun că în momentul în care eu l-am văzut pe targă, intrat în UPU și era, se dăduse, cum să vă spun, adică s-au dat telefoane să fie pregătite echipa de neurochirurgi, echipa de toraci, că vine un copil de la Deva, scrie în ziar de accidentul copilului meu, că a fost accident grav pe drumul respectiv. Am găsit ziarul, chiar îl avem, da. Și vreau să spun că am văzut, în momentul în care era pe targă și trebuia să evalueze coma, știu că așa se face, a venit cu un ac și a făcut în talpă, foarte tare, foarte tare a făcut, n-a tras piciorul deloc. N-a tras piciorul era deloc. Era comă profundă. Deloc. Pe targă în Timișoara. Și am zis, Doamne, mi-ai promis, tată, fă cum știi tu, cum vrei tu, mi-ai promis lucrul ăsta, fă cum vrei tu, cum ai spus tu. Și când s-a dus la el să îl mai evalueze și în continuare, știu că a pus așa mâna pe bluzița lui și l-a prins așa și a făcut așa cu el un pic pe targă. Măi băiatule, cum te cheamă? Și în momentul acela, după ce nu și-a tras piciorul de la așa o zgârietură cumplită, a deschis ochii și a zis Armando. Era cu guler cervical și abia putea să vorbea Armando. Și a închis ochii la loc. Am știut că Dumnezeu a făcut o minune. Toate investigațiile care au fost făcute nu au mai atestat nimic. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și Daniela, n-aș vrea să ne luăm rămas bun până noi spune, care e starea ta de sănătate acum? Starea mea de sănătate acum este aceasta pe care o vedeți. Adică arăți foarte bine, ești doamnă drăguță, prezentabilă, voioasă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El mă conservă și El face ca celulele noastre să arate așa, cum vrea El în planul Lui pe care îl are El. Cu câteva zile în urmă am fost diagnosticată cu cancer. E o împlinire, tot așa cum Dumnezeu a împlinit de-a lungul vieții mele o grămadă din lucrurile pe care vrea să le fac în viața mea, nu? Să mă întorc după 15 ani, mama să mă vadă întoarsă. Și când am avut accident cu Armando, Dumnezeu mi-a vorbit cu 3 ani înainte, fiică în plină zi cu soarele pe cer, diavolul a pregătit un accident rutier pentru fiul tău. Deci eu știu lucrurile. Dumnezeu ne vorbește nouă, oamenilor. Ne vorbește doar să căutăm în cămăruța noastră. Diagnosticul tău a fost anunțat de Dumnezeu? Dumnezeu l-a anunțat cu ani de zile în urmă. Poate să spun 7 ani. Te-a întristat? Te-a Deloc. Afectat? În momentul în care am aflat, el mi-a spus undeva în prorocia respectivă, în multitudinea de cuvinte, a fost propoziția asta. Fică, ai o boală grea în corp, să mă rogi să te vindec. Și m-am marcat, am plecat acasă, am scris-o și am venit cu propoziția asta la Domnul și am zis, tată, boală grea în corp nu e o operație de apendic și după aia ești rezolvat toată viața sau o piatră la rinichi care se poate rezolva. Boala grea în corp e un cancer. Tu vrei să lași peste mine un cancer? Tu vrei să îngădui în voia ta permisivă lucrul acesta? Să încep să mă rog pentru asta? Dar cum o să faci? Dar oare unde o să apară? Dar cum o să fie? Eu așa vorbeam cu el. Ai zis să mă rog să mă vindec. Uite, eu încep de acum să mă rog să mă vindec. Dar oare? Dar mi-ar place să-mi arăți. Mi-ar place să văd unde e. Să știu când a apărut, să știu cum îl vei vindeca și în stadiul acesta sunt eu acum, dar vă spun, l-am aflat acum câteva zile că am cancer la maxilar, singurul lucru care ar putea să mi se facă ar trebui să-mi scoată jumătate din maxilar cu măsele, cu oase și să-mi taie obrazul și să-mi-l dea la o parte și pe urmă să-mi-l coase la loc și am întrebat medicul, un medic bun, cel mai bun poate, acolo m-a trimis Dumnezeu. În Cluj, la un medic foarte bun. El m-a trimis. El, noi doi povestind, au zis, la omul ăsta trebuie să ajungi. Și l-am întrebat, dar dacă tăiați, nu mai rămân celule, de unde știți cât să tai? Nu știu de unde. Celulele pot să rămână, nu vă garantez, că oamenii sunt sinceri. Oamenii sunt sinceri. Daniela, nu e momentul potrivit să întrerup povestea acum. Din păcate, timpul nu ne permite să mergem mai departe. Însă, cred că oricine te-a văzut e contrariat de atitudinea ta. Nu văd frică de moarte, nu văd tristețe, nu văd depresie, nu văd negarea situației. E foarte multă bucurie și speranță. Are voie. El face oricum planul lui. Dar eu îi dau voie
să schimbe, să facă, nu vine înaintea lui să-i spun, mi-ai promis să vin cu promisiunile, să-i spun, tu ai spus că faci. Tată, în contextul vremii în care tu m-ai adus acum, tu ești liber să faci ce dorești cu viața mea și dacă vrei să împlinești, împlinește, dacă vrei să mă duci acasă, eu deja de aici trăiesc cu tine la pieptul tău, acolo te voi strânge la propriu în brațe. Dragii mei, am avut o invitată pe Daniela Stoica, o femeie diagnosticată cu cancer, așa cum ați aflat puțin mai devreme, într-un stadiu destul de avansat, la întâlniri de gradul zero. Și sper că această întâlnire să fie una de gradul zero pentru toți cei care ați urmărit această poveste de viață, o poveste a unei trăiri autentice împreună cu Dumnezeu. Să avem cu toții parte de trăire profundă cu El. Toate cele bune!